Salut! Un accesoriu esențial pentru orice mașină reprezintă un suport de pahar, unde să spui pui cafea, apa, sucul, doza, sticla de apă și mai departe. Și, din de păcate, Dacia Spring nu vine cu un astfel de accesoriu. Există de la ei un, un astfel de accesoriu dedicat uh, care compartimentează, să zic așa, spațiul de aici și are într-adevăr și un suport de pahar, dar din câte mi-aduc aminte este destul de scump. Cred că este undeva la peste 200 de lei și mi se pare cam mult pentru o bucată de plastic până la urmă. Și varianta a doua ar fi aceste, uh, aceste accesorii printate 3D de tot felul de omuleți. Se găsesc și în România cu prețuri de până în 100 de lei. Spre exemplu, eu pe acesta am dat, cred că undeva la 80 de lei, dacă mi-aduc bine aminte. Și am vrut special să le iau cu, cu două suporte de pahare, pentru că am zis eu că e nevoie da, să mi pun și eu și soția aici cafelele de obicei. Dar vedem că suportul de, de aici din față s-a rupt între timp și acum văd că și acesta din spate Deja a început să se rupă, deci nu este o execuție super calitativă, dar să zic că și-a făcut treaba pentru cât bani am dat și cât timp a rezistat, dar acum a devenit aproape inutilizabil, pentru că noi cel mai des le foloseam ca să ca să punem în el aceste cani de cafea care sunt destul de mari, Au undeva la cred că 500 sau chiar mai mult de mililitri și această cană nu încape, nu, adică deloc aici în parte din, din spate, în suportul din spate și acum practic a devenit inutil acest suport de când s-a rupt și mi-am cumpărat recent un alt accesoriu dar de data aceasta nu mai este unul printat 3D, ci este turnat din plastic și arată da, mult mai bine. Are și niște uh, peduri din acestea de, de, cauciuc pe fundul fiecărui compartiment. Într-adevăr, este doar cu un singur suport de pahar, dar până la urmă a zis că hai să fie ceva uh, calitativ și uh, acest suport este într-adevăr destul de adânc și o să vedem uh, cât de bine uh, ține diverse uh, obiecte. Uh, și a costat uh, tot 80 de lei și, hai să zicem, cu tot cu transport, aproape 100 de lei. Este comandat de pe Aliexpress, o să aveți și voi link în descrierea clipului. Acum hai să vedem, uh, da, părțilul ăla îl acolo și vedem că arată foarte bine. Și hai să-l testăm. Deci, în primul rând, îl testăm cu uh, cana, care vine absolut perfect aici. Da, nu se mișcă absolut deloc. Apoi, hai să vedem, dacă punem o sticlă de jumătate de litru, da, stă foarte bine și aceasta, nu o să cadă. Putem să testăm și cu o doză de 500, la fel, aceasta este goală, dar joacă un pic mai mult, dar nu cred că este, sunt probleme. Și hai să testăm și cu o sticlă de 700 de mililitri intră un pic forțat și aproape că atinge aici în partea de sus, dar hai să zicem că este totuși utilizabil. Acesta este accesoriu cumpărat de mine, vă de pe Aliexpress, aproape 100 de lei. Găsiți link în descrierea clipului, eu vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați de like, share și abonare și ne vedem data viitoare.